început. Ha! Bună seara, doamnelor și domnilor, după cum ați spus, mulțumesc pentru această introducere, nu mai am ce am spus. Am spus niciodată de lucru. Dacă iubești viața și viața te va iubi pe tine. În această seară o să vorbesc despre o mână de ajutor. O să vorbesc puțin despre filozofia mea, despre viață, care este ceva de genul, după cum urmează. Asta a fost o introducere. După cum știu, cei care au mai participat la evenimente și la discursul la care am vorbit, eu sunt fan obiceiului. Chiar cred cu desăvârșire că obiceiurile ne pot schimba viața. Și după aprofundarea acestui subiect, acestei teme, mi-am dat seama, am realizat că obiceiurile sunt, de fapt, niște căi neuronale. Niște căi neuronale, niște circuite în creier, pe care cu cât le antrenăm mai des, cu atât ele devin mai puternice. Înainte să încep să desenez ceva pe flipchart, aș vrea să vă arăt, chiar acum, interpretarea mea despre ce înseamnă obiceiul și căi neuronale. Căile neuronale sunt, practic, conexiunile între neuroni. Noi avem creierul nostru are aproximativ 100 de miliarde de neuroni. 100 de miliarde de neuroni. Atâția neuroni. Care, acești neuroni funcționează, arătăm așa. Așa ar fi sinapsele, legăturile dintre neuroni. Și atunci când se declanșează un neuron, sau mai mulți, că se poate declanșa și mai mulți, un semnal electric parcurge de la unul la celălalt. Neuroștiințele spun că neurons that fire together, wire together. Cu alte cuvinte română, neuronii care se activează împreună, se conectează împreună. Atunci când vrem să învățăm să facem ceva nou. Un neuron se conectează cu alt neuron, prin un semnal electric, care poate n-a mai avut altă dată legătură. De exemplu, hai să luăm un exemplu. Vrem să învățăm ce? Să facem ceva. Să gătim. Să? Gătim. Să gătim. Bun, să gătim. Ok. Și să zicem că n-am mai gătit niciodată. Așa este. Prima dată e fiind. Ce stea făcut cu tine? Discutăm. Să zicem că n-am mai gătit niciodată. Și intrăm în bucătărie, vedem ce se întâmplă, vrem să facem o ciorbă de prișoară. Ok? Prima dată, când apelăm la abilitatea noastră a neuronilor, a creierului nostru de a lega conexiunea între neuroni, e bine, ce facem? Citim, nu? Citim pe internet, probabil iau să aș face. Tu ai face altfel. Aș face cum să faci ciorba de prișoară, să faci asta, 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 după care iau toate ingredientele, le pun pe masă și creierul meu începe să gândească. Ce e de făcut asta? După cum am citit pe internet. Când încep să gândesc, încep cu neuronii să se lege între ei. Chestia interesantă e că după ce mi-este ciorba sau nu mi-este, nu contează, fac și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. Și pentru început. Să zicem că așa arată o cale neuronală abia început. Este o mică potecă prin pături. Este o imaginație așa o pătură care trece cineva, și trece și face o mică potecă. După ce gândim și a doua oară, mai trece semnalul electric prin această potecuță și devine mai... Doată, mare, termică. Eventual, după ce trece de 50 de ori, poate vrem să îi adăugăm niște piatră. Și atunci, mica asta potecuță prin pături devine un drum pietruit. De ce? Pentru că neuronii își reflexează. Ok. Pentru că neuronii noștri lucrează și venim și aducem niște piatră. După ce mai gândim, asta vreo 50 de ori, poate, începem să aducem, să asfaltăm. Și devine un drum național, poate. Ceva, un drum mai bun. Deja aici. Și noi începem să ne familiarizăm, ok, cu ceea ce înseamnă gătit, începem să gătim și pentru prietenii noștri, eventual ne angajăm la bucătari. După ce ne angajăm la bucătari și mai facem încă de 500-5000 de ori, treaba asta, ce credeți? Exact. Exact. Aici, în funcție de nivelul și în funcție de cât de implicat suntem, se spune că în jur de 5.000 de ore este nevoie... Zeci. Ce zeci? Mii de ore. Ca cineva să rămână un expert? Ok. Informațiile diferă de la casă la casă. 10.000 de ore pentru ca cineva să ajungă expert într-un anumit domeniu. Sau de 20 de ore. Sau de 5 ani, apoi poți să citești o carte pe săptămână. Sunt informații diferite. Ce vreau să spun este că depinde de noi și de implicarea noastră. Adică, de exemplu, dacă faci o televizie, într-un an ești tătic, aș putea spune, situație franceză. Doamnelor și domnilor, ce vreau să spun este că neuronii noștri lucrează, creierul nostru lucrează în fiecare moment, chiar dacă suntem conștienți, chiar dacă nu suntem conștienți. Un lucru foarte, foarte important este că în orice moment, ceea ce facem, ne modificăm creierele din punct de vedere funcțional și fiziologic ca să devină mai bun la ceea ce facem. Asta chiar și atunci când suntem pe pilot automat, chiar și atunci când nu suntem pe pilot automat. Adică, de exemplu, ce ați vrea să mă spun? Auzi. Dacă suntem pe pilot automat, că activitatea de pilot automat, nu știu, bârfim, ne uităm la televizor, conducem. Cum? Conducem. Conducem. Ok.
Dacă facem activități neproductive, să spunem, pilot automat. Uite, bârfitul, înjuratul, purtatul pică, resentimentele și așa mai departe. Creierele noastre se întăresc la treaba, la treaba asta, chiar dacă nu suntem conștienți. Și cu cât facem asta mai des, cu atât întărim autostradă, tiparilor negative. Dar asta merge, după cum am spus, și în partea pozitivă. Așa că dacă aveți un scop, un obiectiv, orice, puneți-l pe perete, recomand, eu așa am făcut, și încercați ca toate activitățile pe care le faceți în timpul zilei să aibă legătură cu scopul de pe perete. Și toate conexiunile neuronale la care lucrați să fie către obiectivul vostru. Ceea ce facem acum, nu mâine, ne îmbunătățește tot viitorul nostru. Ceea ce facem acum. Pentru că totul pornește de aici. Eliza? Mulțumesc!